Cum mi-e dor să merg la școală, nu ai vrea să mă introduci un pic în istoria fotbalului românesc. Bănesc că și noi am avut un kilometru zero. Pe tine te văd înflăcărat de când te știu, din primul an de facultate. De fapt, nu, că atunci vorbeam prea puțin. Din anul 2 de facultate, când am început și noi să fim... Nici atunci, dar aveam mai multe informații despre tine și știam că ești un pasionat și că cunoști lumea fotbalului. Revenind la istoria fotbalului și la ce știi tu despre ea, crezi că ai putea să îmi ții niște lecții, să o luăm așa, bă, atunci, ăla a fost momentul când s-a simțit primul miros de zgură sau de stadion? 1889, 1990, perioada aia. Dar nu știu unde, la ce te referi, la țările române sau Transilvania care era la... Așa, sau Covina care era la... Să ne gândim la toate regiunile, banale. Da? La toate regiunile. Prima dată s-a jucat în Ardeal, normal. Când? E, la când Arad. Și când și de ce normal? Ia-mă încet și explică. De ce ai spus normal? De ce în Arad? Pentru că în centrul Europei s-a jucat mai de demult decât aici, în Est și în Balcani. Cam de când? De când? Englezii care se auto-intitulează inventatorii, când la ei se juca Cupa Anglii, România abia și obținea independența. 1877-78. Am înțeles. Cea mai veche echipă din lume din 1862. Notts County. Și prima echipă de la noi? E, te duci prea departe, nu era vorba de primul meci. Au bătut niște copii mingea. Aici, în țările române, ca să pricepi, a fost Mario G. Bauer, a fost un tip deștept, el așa venea de la studii în Elveția, nu mai știu, Austria. Băia deștept, gustați așa. Ce căuta pe aici? Păi de aici era asta, nu să-și facă studiile acolo și întorcându-se, nu mai știu, Austria sau Elveția, oricum se juca acolo, deci da. A plecat de la englezi, așa. Ce a făcut? Păi a dus o minge de acolo, ce? Și a zis, a jucat pe aici. Și a venit cu regulile? Aici, în regulă, alea mai greu regulă. Primul regulament definitivat a venit oricum târziu, până și în Marea Britanie. Că la început nu se separa fotbalul cu piciorul de fotbalul cu mâinile. Ce? Cum era arbitrarul? Adică și rugby-ul și fotbalul, ce numim noi astăzi, era cam un așa aceeași. Și arbitrajul cum se făcea? E, după niște reguli cam... Aproximative? O, aproximative, mai rudimentare așa, mai empirice. Ok, revenind la momentul Gebauer, ce s-a întâmplat după aceea? Țările române. Da. Că în Transilvania primul meci, dacă te referi la țara... La... întreaga Românie, în granițele ei, de după 1918, în primul meci a fost la Arad. Așa, când? Da, nu mai știu când, oricum în secolul XIX, a doua jumătate a secolului XIX, pe stadionul Vagon. Știm și echipele? Nu, păi nu erau echipe. Dar și cum se formau oamenii care intrau pe teren să schimbe, să mute mingea de la o echipă la alta? Care era atunci mecanismul de echipă, de a ne face o echipă? Erau tot așa 11 jucători cât sunt acum? Sunt, erau mai puțini? Ba 11, ba mai puțin, nu se ținea cont de asta. S-a jucat și în 7. Asta am văzut la englezi. Da, și am nu citit. Pentru că erau accidentați restul nu, de... Nu, bravo, gândești prea modern. Ah, ok. Prea modern. Și erau ori muncitori, ori, mă rog, studenți, elevi. Practic așa a început, așa s-au așa a început fotbalul în lume. Echipele propriu zise erau fie de factură muncitorească, fie de factură studențească. În Anglia, de exemplu, au fost echipe muncitorești, cum e Manchester United, era echipa muncitorilor feroviari de la nu știu ce depou de acolo din Manchester, sau nu știu, Oxford United, dai seama, era de la universitate. Mulți studenți. Asta înțeleg că fotbalul sau începuturile fotbalului au coincis oarecum cu perioada de industrializare.
Și cam tot atunci au apărut și primele echipe de fotbal, pentru că industrializarea, printre altele, mai presupunea și școlarizare, da? Au apărut și facultățile specializate de astea ușor mai tehnice, că până atunci nu erau universități mari, da? Au apărut fabricile și au apărut și a apărut nevoia de identitate mai degrabă, identitate colectivă în cadrul fabricii. Și la noi primele fabrici ai spus că prima dată s-a jucat în Arad? Da, da, în Arad. Și după aia care? Cred că erau echipe ungurești. Exact. Nu știu exact ce s-a întâmplat traseloarea, știu la noi aici, în vechiuri, gata. Țara românească. Și după aceea? Am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna, ce mai e.